lăsa pe mâine ce poți asculta azi. TikTok cu Oana Tache. Oh my God, oh my God, oh my God, nu lăsa pe mâine ce poți asculta azi. De fapt, astăzi avem de ascultat un artist foarte, foarte tare. V-am zis, a provocat isterie, efectiv. Toți colegii de la Virgin, dar și de la Europa FM au sărit pe pereți în momentul în care au zis că vine Paulina în studio la Virgin Radio România. Îl salutăm și pe Andy, că el a zis că ești guilty pleasure, soro, deja. Da? Da. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Paulina, în studioul nostru. Mă bucur tare mult că, uite, ne cunoaștem. Și mie îmi pare bine că sunt aici. Mă bucur că ai venit cu multă muzică tare la noi și, bineînțeles, că o să fie și live, ceea ce e, ce să mai, e exact cum trebuie să fie. Vreau să ne cunoaștem mai bine, ca să zic așa. Am găsit niște articole pe net despre tine. Da. Zice așa, unul dintre ele: fetița de milioane care ți arată că nu-i doar psihologa care cântă manele. Adică cum? Ori fetiță de milioane, ori psihologă, ori cântăreață. Unde te vezi tu? Eu am terminat facultatea de psihologie la Cluj. Uh-huh. Și acum sunt la master. Uh-huh. Și în formare ca psihoterapeut. Ok. Am făcut o bună perioadă de timp terapie cu copilași și cu autism. Ce tare! Prin muzică. Foarte mișto. Și cumva le-am îmbinat pe amândouă. Și când te-ai gândit să te lansezi, practic? Adică să mai faci partea de terapie în paralel cu noua ta, cu noul tău job, noua carieră? Momentan nu mai fac terapie, că nu mai am timp. Uh-huh. Mă focusez pe muzică. Uh-huh. Nu am decis eu neapărat să mă lansez, ci s-a întâmplat pur și simplu. Eu prima melodie am scos-o la mișto. Așa? Și nu mă așteptam să prindă. Așa? Da. Și s-a întâmplat să prindă și apoi am continuat pe drumul ăsta. Eu le-am făcut pentru că mie îmi venea natural stilul ăsta de muzică. Uh-huh. Apropo de stilul de muzică, tot așa, uite că am găsit pe net, pop electro-astral. O combinație catchy între manele balcanice și pop cu nostalgii nouăzeciste. Da. Adică o combinație, soro, de... Mie e foarte greu să definesc stilul de muzică pe care îl fac, pentru că este un amalgam de chestii din toate zonele, cu multe influențe. Dar nu poate să fie stilul Paulina? Corect, păi, da. Păi cam așa ar trebui să fie, stilul Paulina. Așa ar trebui să fie. Ziceai că te-ai lansat cumva la mișto, da. Dar cifrele nu sunt la mișto deloc. Adică ai niște cifre pe social media de nu-i adevărat. Zi-mi tu mai multe despre treaba asta. Ceea ce s-a întâmplat este că una dintre melodiile mele, Fetița ta de milioane, a devenit virală pe TikTok în ultimele câteva luni. Așa. Chestie care m-a șocat și pe mine, pentru că melodia era lansată de un an. Aha. Și dintr-o dată a bubuit pe TikTok și a făcut 2 milioane de vizualizări. Uh-huh. Uh-huh. Și a venit așa, de nicăieri, și m-a speriat un pic. Acum e presiunea pe mine să fac o melodie la fel de bună ca asta. Bineînțeles, că știi cum e. Dacă ai început bine, trebuie să te menții acolo. Da. Ți se pare complicată lumea asta? Că tu vii dintr-o cu totul și cu totul altă lume. Așa cum ziceai și tu, ți s-a transformat viața complet, 100%. Da. Care e diferența între lumea în care trăiai anterior și asta în care ai intrat acum? Păi înainte eu cântam la nunți foarte mult, eram anonimă, eram chill pe treaba mea. Ți se pare că aveai mai multă libertate când erai anonimă? Cumva? Nu. Nu, cred că e tot una. Uh-huh, da. Uh-huh. Și acum te-ai trezit în... Și acum m-am trezit că am succes și mă sperie într-o oarecare măsură. Băi, eu nu zic că nu-i de speria, mai ales că spui atât de asumat, știi? Am succes. Sunt foarte mulți oameni care vin după ani și ani de zile de industrie muzicală și nu-și asumă treaba asta. Adică, hai să fim mai modești, hai să nu știu ce. Nu, mi se pare că dacă ești aici acum și asta se întâmplă, de ce să nu dăm cărțile pe față, știi? Da. Da. Ai un feedback extraordinar de pozitiv. Ziceai că te sperie un pic treaba asta, avalanșa asta, dar dacă ar fi să te vezi undeva, hai să facem o comparație cu un artist român sau internațional pe care îl apreciez foarte tare. Și să zicem așa, mi-ar plăcea să fiu ca sau să ajung ca... Mamă, foarte greu. Greu, nu? Nu știu, mie mi-ar plăcea să ajung la nivelul lui Miley Cyrus, de exemplu. Dar este improbabil. Uh-huh, uh-huh. De ce? Că nu e nimic imposibil pe lumea asta.
cine știe cum se îndrăgostesc americanii de stilul ăsta cu electropop, astral și așa mai departe. Doamne și ajută. Ajungi produs de export, Paulina, știi cum? Uite așa, în doi timp și trei mișcări. Oricum mă gândeam la un moment dat să fac și în engleză, ei, ceea ce fac. Ar trebui, nu? Da. Mai repede, zic. Bun. Vreau să te mai întreb așa, de artiștii români cu ștate vechi, pentru că ziceai tu ceva de influențe și din trecut, pe care îi apreciezi. Eu ți-am pregătit un challenge și vreau să îmi spui dacă există cineva care te-a inspirat. Din România? Uh-huh. Aș spune că m-a inspirat formația Impex. Ok. Care face tot muzică în zona asta. Uh-huh, uh-huh. Și dacă îți dau un challenge acum să ne cânți ceva de la Maria Tănase? Ok. Te bagi? Mă bag, ce să fac? Am de ales. Ai versurile? Nu. Hai să căutăm împreună pe internet. Îți dau eu acum, uite, îți dau telefonul meu mobil, că m-am mișcat puțin mai repede. Și am găsit aici... Cine mă... Stați așa, că facem un flic-flac în studio. Am găsit versurile de la Cine iubește și lasă. Ia, că e o piesă de-asta... Cum să zic, un pic de melancolie pe final de vară. Ce să mai merge perfect și cu vremea de afară și cu artista din studio, Paulina. Un pic de challenge înainte să o auzim cântând piesele ei live la Virgin. Deci, Maria Tănase, Cine iubește și lasă. Ia! Cine iubește și lasă, cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, măi. Băi, senzațional. Deci s-a făcut pielea găină. Pe cuvânt de onoare. Așa ceva... Pua. Mergem să cântăm și piesele tale? Hai. Hai, Paulina. Te invit în studio... În studioul, okay. Studio, la un fel de garaj ce avem și noi, studioul de înregistrări live și așa mai departe. Și apoi te aștept din nou în studioul meu, în așa fel încât să mai povestim un pic. Paulina, la Virgin Radio România, guys! O piesă tare de tot, o piesă pe care o știți, uite că deja vin și inimioarele pe WhatsApp, suntem cum nu se poate de bine, totul pregătit în studio acolo. Bun, să fie, să fie Paulina la TikTok de vară, că tot a isterizat pe toată lumea, fraților. Găsesc un om ca tine, viața mea a fost plină de suspine. Și când era bine, mi-era rău, dar când ești de aici, lumea nu mai e prea mare. Am să ajung să fiu fetița ta de milioane. Dar când ești de aici, lumea nu mai e prea mare. Am să ajung să fiu fetița ta de milioane. Găsesc unde mi-e casa. Știi că lumea multe rele îmi spune, nu mai vorbe bune, nu aud. Cum e dor de tine viața mea. Nu credeam că o să iubesc așa. Poate când se stinge și luna și soarele, când nu mai duc picioarele, plec din calea ta. Eu fac milioanele, eu fac milioanele, dar nu-i scumpă viața dacă nu ești tu în ea. Dar
găsesc un om ca tine. Viața mea a fost plină de suspine și când era bine, mi-era rău. Dar când ești aici, lumea nu mai e prea mare. Am să ajung să fiu fetița ta de milioane.